Sportivii secției de atletism a CSM Ploiești au participat la Târgu Jiu la campionatul național de 10.000 de metri și campionatul național de probe neclasice, reușind să cucerească 11 medalii, dintre care 4 de aur, 3 de argint și 4 de bronz. Locurile întâi au fost obținute de Mădălina Sârbu la tineret, Talida Sfârghiu la 1.000 și 2.000 de metri și Cosmin Nisioiu la 1.000 de metri.